Precipitațiile abundente căzute în ultimele zile au umflat apele principalelor râuri care traversează Moldova. Hidrologii au emis un cod roșu de inundații pe râul Prut, dar și coduri portocalii pe râuri din județele Botoșani, Iași, Vaslui și Galați. La ora 12 la intrarea în țară, la stația hidrometrică Oroftiana, nivelul Prutului depășea cu 85 de centimetri cota de pericol, iar tendința este staționară. În aval, la stația hidrometrică Rădăuți-Prut, nivelul este plus 24 cm cota de inundație, debitul având valoare de 862 de metri cubi pe secundă, tendința fiind în creștere. Tot pe râul Prut, la stația hidrometrică Aval Acumularea Stânca, s-a atins cota pericol cu 12 cm, tendința fiind staționară. Până în data de 25 iunie, la ora 12, s-a emis cod roșu de inundație pe râul Prut, sectora Munte de Acumulare a Stânca Costești, în județul Botoșani. Un cod portocaliu de inundații până în data de 26 iunie, la ora 12, pe râul Siret, sector Amonte, Acumularea Galbeni, Siret, afluenți mici aferenți sectorului Aval, confluența cu râul Suceava, în județele Galați și Iași, pe râul, totodată și pe râul Bârlad, în județele Galați, Vaslui și Iași, și la Botoșani, pe râul Bașeu și Jijia, la fel, tot în județele Botoșani și Iași, și Prutul, sector Amonte, Acumularea Stânca Costești.